ședință care a creat un firesc interes pentru cei care cu adevărat iubesc artele frumoase, aduc în atenție un eveniment care, așa cum știu, s-a identificat și a devenit aproape o modă. Este un fel de compliment pentru cei doi artiști, cei care, sigur, supraveghează o mamă foarte talentată, ea însă și artistă, și au încercat, într-un fel, să iasă din tiparele obișnuite. Deci aici este, să zic, zona de noutate. De altfel, într-un fel, trebuie să spunem că fiecare artist se socotește și original și care relansează această discuție despre artele frumoase. Mie mi se pare că ceea ce se întâmplă aici este un fenomen, pe de o parte, cu valențe estetice în plan artistic, dar în același timp și un fenomen social. Ei au devenit niște vedete cunoscute, anturate de colecționari și de specialiști chiar, socotind că, într-un fel, reîntoarcerea la lumile tehnologice este un fapt rar. Într-o lume în care artiștii, cum știm foarte bine, vor să trăiască prin dimensiunea originalităților, aici chiar se întâmplă un astfel de lucru și faptul că reacția în media, în special, reușește să impună niște autorități. Eu cred că fenomenul acesta trebuie cumva extins, pentru că, așa cum știm, numai în zona Iași există un potențial cu totul special, așa cum știți, de la 1860, când s-a prima Academie de Artă aici la Iași și mai apoi la București, avem priorități și în felul acesta ne asigurăm, să zicem, schimbări de direcție din când în când, lucru care demonstrează nu numai o curiozitate firească a artistului de a trece pe barierele obișnuite, de lucrurile comune, încercând să se exprime pe el cât se poate mai bine. Aici sunt două individualități care sunt însă consanguine din punct de vedere al existenței lor. Cum spuneam, tutelați de o doamnă discretă, mama celor doi artiști, și care au creat acest fenomen în jurul lor. Toată lumea se interesează, toată lumea vrea să descifreze lucrurile care de altfel nu trebuie să prea adânc căutate ca să le poți vedea. De altfel, imaginea cu 3D arată că tridimensionalitatea și mai mult decât atât, nu numai dimensiunea în plan a imaginii, ci ceea ce se află dincolo, arată că există oameni tineri cu un potențial cu totul special și care categoric vor avea un succes nu doar în planul nostru. De altfel știu că s-au ocupat și cu design și cu alte lucruri care, într-un fel, face ca din decorativ, deci dimensiunea decorativă, să se poată împlini și prin dimensiunea propriu-zisă a picturii, să zicem, relativ clasice, pentru că ea nu mai este clasică, atâta vreme cât soluțiile sunt cu totul moderne. Eu cred că cei doi au un destin la care a lucrat, cum am spus și mai devreme, mama celor doi băieți, domnia sa însă și fiind, ca să zic așa, primul mentor pe care l-au avut, după care și-au deschis larg aripile și se zboară fiecare acolo unde dorește. Este un eveniment cu oamenii de elită care trebuiau să fie aici, pentru că, vedeți, nu numai numărul contează, ci calitatea celor care onorează un astfel de eveniment. De altfel, am sezizat că buna lor reacție cu media face, să zicem așa, ca telespectatorii să fie părtași la acest eveniment. Eu cred că baza de pregătire, de talent pe care l-au moștenit și prin harurile care am amintit, se bazează și pe un fel de creativitate volubilă, deschisă, fără încifrări pe care uneori le mai întâlnim în tot felul de artefacte. În cazul de față, este o formă de a se comunica pe ei.
în mod diferit, de altfel se vede foarte bine aici zona acestor acoarele, mai multe lucrări de grafică, absolut splendide. Și recomand colecționarilor să fie atenți cu acest artist și pe de cealaltă parte fratele mai mic, cel care e mai robust și fizic și care e într-un fel mai mare și mai mare și care încearcă să călătorească, să zicem, imaginar pe mări care nu există decât în propria sa visare. Deci această relație a trece, poate chiar până aproape de zona utopiei, a lucrurilor pe care le visești și nu le poți atinge, reprezintă, de fapt, un parcurs. Este o temă de meditație, o temă de lucru, o temă de exprimare a acestor universuri posibile, pentru că, de fapt, pictura se naște cu fiecare pictor care intră în arenă și încearcă să se definească cât mai profund în zonele de mare sensibilitate pe care orice artist trebuie să le posede. Eu cred că evenimentul de acum este chiar un eveniment în sensul în care și media ne ajută atât de mult. După cum știți foarte bine, că cine știe să pună în valoare aceste opere, și media o face, cum se vede aici, foarte bine, este o permanentă lansare, adică un permanent debut, ca să zic așa, pentru că e vin de fiecare dată cu altceva. Deci de la zona picturii clasice, să zicem așa, numai în suprafața pe care o vedem rezolvată într-un mod personal, până la aceste fabuloase acolo pe care le avem aici, arată că cei doi, complementari, fiind însă și diferiți în același timp, își păstrează personalitatea și au creat de acum un nume. Numele lor este Valoarea. Mulțumesc! Ia, mai avem un nume. 3D! Ia, 3D! Hai să vedem cum facem, unde vreți să ne poziționați.